Bună dimineața, vecine! Neața, neața! Ce faci, bre? Ce fac, mă chinui. Cine, ce-ți chinui? Am mâncat dimineața niște friptură de vițel și cam nu s-o lichit. Te înțeleg. Nu, și eu am mâncat niște frigărui de cărlan și tot, parcă nu a mers. Da? Da. Păi, dar mă uit că faină casă ți-ai făcut tu. Ei, lasă, că și-a ta-i mișto, n-am ce spune. Da, în stil, lasă să-mi dai chiș ca să ajungi. Nu mă lași. Dar știi cum, casa treacă meargă, dar e ca garaj ca am eu n-ai. N-am. Dar să răiești, băiete, cu două etaje. Am? Ai. Am. Ai, da. Ai văzut? Da, ești mai dres, mai dres. Aia, plec așa. Da, tu ai văzut și mândrețe de beci mi-am zdrobit eu. Tu ai așa ceva? Cum n-am eu, uite acolo. Acela? Da. Acela-i beci? Cum nu-i beci? Eu te-am clădit gârliș cu aratine. Ai coșchioapă mai înalt. Ei, hai, las. Ai coșchioapă mai înalt, abia din afară. Dar tu beci și eu, abia dinăuntru, nu l-ai văzut. Dar multe ori m-ai chemat, psânic. Ei, nu te-am chemat, dar pe las că ți-o povesti să ajungi. Ui, ca să înțelegi, beciul meu are 6 hudiți. Hudița cartofului, hudița morcovului, hudița ridichii, hudița curechiului, hudița murăturii și hudița vinitului în fire. Hai, nu mă nebuni. Dar scrăpa muian, dacă vrei, hai să arăt. Hai. Da, ți arăt numai, nu, ți arăt numai răsflătorile. Fiecare hudiță are răsflătoare ei. Una dă în vale la izvor, una în deal, una în centru, una la stadion, una la spital și una deodată la țintirim. Ei, hai. Îți spun eu. Da, e că cu beșul mai era atât de ghine. Ei, am știți să fac, da. Aia, dar până la urmă și întreb, nu e așa beș mare dacă eu am frigorifier, băiete. Dar și eu am. Și ai tu. Frigider. Nu frigider, băi, frigorifier. Și yes. Ia, vagonul și ăla, îl vezi? Lângă sarai. Văd. Adică așa, băiete, e vagon frigorifier. Ce faci, Iosif? Acela, iarna și vara se reglează temperatura în fiecare secție aparte. Dar legume, fructe și cărnuri apăl la 60 de toane în cap. Ia că așa. Ei, hai. Îmi trebuie unii beși. Hai, cu asta ne-ai dat chișcă. Eu mă gândeam că acolo e baie finlandeză. Și baiul ei. Așa mă gândeam eu. Baia la mine e sub seră, ca la oameni. De ce? De căldură la răsadă când te băiești. Ca la oameni. Hai, hai, și cu baia. Cu baia finlandeză mai ras. Capă-i, băiete. Da, dar tu auzi, dar tu, adică, ferestrău electric n-ai, mă atingă, știi? N-am. Eu am. E, dar ce-ți trebuie să-i ferestrău electric dacă e încălzire centrală, băi? Hai, lasă-mă, e încălzirea asta centrală, ba nu-i centrală, ba nu-i încălzire. Dar un ferestrău la casa omului tot timpul trebuie. Mai vine câteva dana la mine și mă întreabă, auzi, dar poți să-mi dai ferestrău și la matale? Zic, ferestrău fără mine nu se dă. Se dă numai cu mine. Spune, dar hai și matază, cadem. Mă duc acolo, mă uit, ia ca ferestrău, ia ca vădana. Mă uit la ferestrău care-i treaba, mă uit și-n parte ceilalt care-i treaba. Trebuie să pun să ne-am întrebat stare și eu și ferestrău. Unii ori, ba să vezi, când din grab mai uit ferestrău acasă și când ajungem acolo la fața locului, zic, bă, Lie, am uitat ferestrău, dar zic, hai, dea-mă, lasă ferestrău, vină măcar matale. Zic, atent. Bă, Lie, uai. Da. Dar bun lucru văd cu ferestrăul ăsta. Trebuie să-mi iau și eu măcar, vrăbesc, e vechi ceva. Da, e că cu ferestrăul m-ai dat gata. Da. Vezi, aici e punk. Eu am, dar tu nu. Așa. Te-am de asta, de ladă nu-ți mai spun. Ai las, că nici eu nu-ți mai zic din nivă. Dar că am televizor color, mă ating că știi. Nici a eu nu arată vână, tăi băiet. Telefon ai, mă ating că? Și telefon ai, băiet. Ne-a unit casetofonul la telefon. Și abia că când nu-s acasă, înregistrează și ne sună. Ei, hai. Hai că-ți spun, așa că vin acasă, apăs pe clapă. Și a venit îmi spune, chiar că au sunat cu tare. Ai că au vrut și aia și aia. Bune, bun. Ai tehnică bună. Ai da, și ai crezut. Dar eu la mine în telefon ne-am montat un dictafon. Ce ai pus? Dictafon. Când nu-s acasă, te-o spune unde -s. Ei, hai. Îți spun eu. Și chiar spune unde duci? Oricând, la ori și ori. Ei, hai, și când te duci la... Oh, nu, atunci nu spune, atunci tași, și mormoloc. Da, e ca așa cu telefonul netale mai dresc gânijor. Da. Ei, băiete, dar știi? Eu l-am luat de cum ați pe Nicolae Sulac, ei, băiete. Ei, hai. Dar cum nu? Dar eu pe Maria Bieșu. Dar e ca eu nu-ți cred. Și furghești, ei, dar la mine, la cumătrie, au cântat Maria Bieșu, când au tras o cântare, tăți cumătrii au lăsat tăți banii pe care i-au avut. Serios? Îți spun eu, dar... Da, e ca genin. Dar eu am băut cu Gheorghe Urschi, băi. Dar eu am băut cu Gheorghe Pârlea. E ca aici ne-a ras. Ne-a ras, da, mă rădiesc. Da, dar eu nu mai dau bătută, băi. Și am să-ți spun că ne-am luat o mașină de spalat. Ultimul răcnet a modei. Adică cum ultimul răcnet? Adică în loc să spili, răcnești să-și fac. A, nu, vecine. Te-i zrăcăniești tu când îi s-auzi. Așa mașini de spalat, nici la televizor ne-ai vezi. Dar ce faci?
Mașina asta e dispărată, îndeplinește 4 operații. Care vei și adunarea, scădere? Hei, lasă-ne tale! Spală, sânește, scrughește și la urmă îmi șlicalcă-i, băi. Ei, haide, băi, vecin. Dar îți spun. Serios? Dar cum nu? Dar eu ne-am luat o mașină de spălat și mea, dracul. Adea, mai la dracul ăsta cum? Ata ce ai spus că face? Spală, sânește, scrughește și la urmă calcă. Apoi la mine mai scurt așa. Spală, sinește, scroghește, calcă, mânjește încă o dată și spală iar. Ei, hai. Îți spun eu, dar știi, eu și burghesc. Da, e că ne-ai tras chișca cu mașina de spălat. Ne-ai tras chișca, da. Da, e că eu n-am să mă dau bătut, ai băiete. Nu mă dau bătut și-ți spun, știi ce-am făcut eu anul trecut? Ce ai mi-ai făcut, ai băiete? Nei să mă crezi, dar eu pun mâna în foc pentru vorbile mele. Știi ce-am făcut eu anul trecut, ai băiete? Ce ai făcut? Am citit o carte. Cum e? De la copertă la copiertă, băi. Singur și neselit din nimeni. E ca așa ia. Pagină după pagină. Haide. Serios? Haide, băi, vecine, că ești nebun. Gata, mă predau. Mă predau. Hai. Hai, noroc. Noroc. Hai, du-te. O zi bună.